Astăzi ne vom juca Alphabet Challenge și ne vom întrece într-o cursă uriașă folosind câte 3 mașini pe care le vom lua în funcție de litera care o să ne pice la roata ghinionului. Coștini, o să dau pentru tine la roată prima dată și fii antenă că litera asta e valabilă pentru toate cele 3 mașini. Ai litera E, o literă foarte grea dacă mă întreb pe mine, okay. Deci ai foarte mare grijă ce alegi și mie îmi pică litera X. Hai că am 3 mașini cu X. 3, 2, 1, du-te, Coștini! Băi, ai plecat mai înainte, cârnatule! Asta e viața, cârnatule! Fii antenă că trebuie să mai specific o regulă care va fi foarte, foarte rea pentru mine. Apropo, în primul rând, dacă ai căzut de pe hartă, ești gata, nu mai ai șanse să te întorci. Nu-i problema mea. Ai pierdut punctul. Deci, regula este că noi nu avem voie să luăm mașini. Bă, ce cu viteza? Ai căzut. Nu știu, mă. Ai căzut. Hai că am căzut dacă nu e. Avem voie să luăm mașini de la aceeași categorie, din păcate. Și uite-te-le că noroc are. Bun. Ai gura, că am eu am luat acum de la altă categorie. Bă, dar tu când noroc poți să ai? Da, ci mă, că știu ce fac. Deci ideea e că atunci când ajungem pe platforme trebuie să schimbăm mașina. Și eu mai am o singură mașină cu litera X în tot jocul, așa, care e de la aceeași categorie. Deci asta înseamnă că eu n-am voie să o iau pe aia. Vezi că n-avem voie să ne lovim, apropo, deci vezi cum joci. Păi scuză-mă, dar te bagi pe păi noi. Păi lasă-mă și pe mine să merg. Deci ce din momentul ăsta știi care e problema mea? Eu nu mai am ce mașină să iau, cred că litera X a fost cea ce mai... Ce faci, mergi pe jos? Bă, păi ce să fac? Bravo. Deci nu cred, litera X a fost cea mai rea literă dintre toate. Bă, și ce eu practic, faci, mă, pe păi jos, da, până aici, pe platformă. Bun, hai, lasă, și acum eu de aici să iau pe jos, deci oficial Coștinii cu mașina lui. Dar apropo, cum se numește asta, mai știi tu cumva? Da. Că stare curios, să vedem, să expert. Nu cumva... Am da, mă, exemplar. Da, nu m-o trișat, asta e viața 1-0. De data asta o să dau pentru mine la roată, că ce se poate întâmpla rău? Și îmi pică D. Ok, Coștini, hai să te văd pe tine, sper să-ți pice ceva de genul W, Y, că alea sunt cele mai nașpa. Deci eu am avut D și tu ai avut ce crezi? Ha! Bă, care-i șansele ca chiar să-ți pice Y, Coștini? Bă! Vezi că e bine. 3, 2, 1 și... Știe toată lumea, mașina lui Coștinii. Iosemite îi zice. Dă-te, bă! Vezi că te-ai cam băgat în mine. Vezi că... Nu, de fapt, te-ai băgat chiar în fața mea. Hai, ești deci să nu te aud, mașina mea se numește The Veste 8. De ce ți-ai luat iar supercară? Că... Păi dă stai un pic, e altă rundă, cum adică? Și ce? Cum ar fi să avem categorii noi pentru fiecare rundă? Păi de unde atâtea categorii Coștinii? Supercarul nu ești în stare să mă întrebi. Bă, sincer, am mers destul de rău aici. Nu... Dă-te, bă! Doamne, m-a dărâmat. Nu pot să cred, nu te-am dărâmat, nu te-am dărâmat. Bun, următoarea mașină avem DSR Trade-ul. Deja mi-am pregătit-o, Coștinii, pe următoarea. Și-a pregătit, bă. Mama are două mașini foarte asemănătoare. Din fericire pentru el nu prea are opțiuni la Y. Dar totuși are o mașină la două categorii diferite. Deci da, practic poate să o ia teoretic. Că sunt categorii diferite, nu? Păi da, e mașină diferită. Da, oricum n-ai nicio șansă. Problema e că eu nu m-am gândit la a treia mașină. E pe mine cu supercarul. A, scuză-mă pe mine că îmi permit. Bun, problema e că nu m-am gândit la a treia mașină, Coștinii. De fapt, banul, că știu unde mă duc. Bun, o să mă duc la Sport Classic. Și am aici Deluxo. Ia uite-o. Bravo. Ia uite-o, Coștinii, asta zboară. Da, mă, asta e mașină sau avion? Mă duc zburând, Coștinii. Asta nu prea e mașină, nu știu. Ia ce faci cu rabla aia, Coștinii? Asta nu e mașină, că nu merge pe roți. Bă. Hai că totuși e bine că am eliminat literele alea nașpa. Dar oficial avem 1 la 1. Te las alegi pentru cine dau la roată. Pentru tine, mă, că pică Z. Bă, o picat O, care e o literă destul de ok, de la Ovițeanu, logic. Hai că O. Fii antenă, fii antenă de nu pic acum C, de la Coștinii. Bă, și am avut dreptate, ți-o picat L. Au. Da, L. Okay. Când ești gata, nu ești gata, în 3, 2, 1 și... Hai, mă, ce faci cu rabla aia? Bă, ce, întotdeauna bă, plec mai tare decât tine. Ce se întâmplă? Da, de ce ți-e, mă, de 3 ori la rând ți-ai luat numai supercar prima mașină? Păi simt... Da, m-ai aruncat în apă, Coștinii. Fața mea. Bă, păi și problema, avem drum amândoi. Unde te păi mai duci că m-ai aruncat mijloc în apă? El se duce pe mijloc. Doamne ferește! Dacă mă mai enervez, o să pun o linie în mijloc să nu mai poți să treci. 3, 2, 1 și... El am merge pe mijloc, mă. Mie în cap și n-am repetat nimic. Păi n-ai căzut, logic. Păi da, și dacă cădeam... Bă, mergi frumos pe partea ta. Uite de ce nu merg eu pe mijloc. De ce nu pui... De ce pui frână? De ce pun frână ca să nu fac ca tine greșeala fatală? Dar ce greșeală? Iar te pui pe mijloc și iar pui frână.
Nu, acum la a doua n-ai de ce să pui frână, dar la prima? A, nu, n-ai de ce. Mamă, să nu vezi, să vezi de nu sar pe lângă, mă enervează asta cu frâna lui. Uită-te și tu. M-am lovit fix în ăla, bă. Am treabă, ți-am zis. Uită-te, ce ghinion. Nu știu pe ce butoane am apăsat, dar Coștinii s-au dus în față, că am apăsat alte butoane, bă. A, serios? Hai că m-ai așteptat dacă e. Vezi că, pă, într-adevăr te-ai oprit, dar tot o să pierd din cauza aia. Și acum, mă, da, bă, vină pe butoane acum. Nici nu știu ce mașină ai, nici nu poți să te controlezi dacă m-ai trișat sau nu. Păi, bă, da, ocelot, așa se numește. Ce ocelot, mă? Așa scrie pe mașina mea. Tu ai L, ce ai avut cu L, da, atâta vreau L să știu. Da, L ocelot, ocelot. Nici o șansă, bă, și acum aveam una parcă la off-road. Uite-te și tu, până găsesc eu litera O, el ajunge la final. Bă, n-ai cum, cât ghinion am avut cu prima mașină cea mai bună. Părerea mea este că roata nu a ținut cu mine, dar dau pentru cine? Zic, am dat. Mine că sunt șmecher. Bun, atunci ia-ți cu F, o literă foarte bună, dacă nu mă întreb pe mine. Fă de la Fanda. Bă, pică-mi și mie ceva bun, te rog. B. Bă, nu cred că e rea litera. 3, 2, 1, du-te! Bă, din păcate, la B n-am avut un început foarte bun. Deși, bă, nu, mă. Iar merge pe mijloc, uită-te la el și acum eu, ci că intru în el, o să zică. Păi da, nu mai merge că n-ai voie, că-ți trag una. Dă-te. Ce eram în câine. Față, nu pasă mie că ești în față dacă mergi pe mijloc. N-am treabă cu toți slabii care sunt în spate. Acum o să cadă, că o mers în sfârșit pe partea lui. Cine m-a sau nu? Să cadă, bă, uită-te și tu, am căzut pe stâlpul ăsta care nu-i stâlp. Ia uite tu! Ia uite, bă! Stai așa că m-am pregătit și eu din timp. Ce e mai acum se numește? Mașină, nu știu. Ah, ok. Ce ai făcut, Coștinii? Am mașină slow, dacă bine pe slow. Mașina asta se numește Buffalo prima. Deja am uitat ce am avut, îți nebun la cap. Habar n-ai, nu știi cum te cheamă în Mexic. Am avut Bestia GTS, Coștinii. Numai când atingi platforma să nu te aud. Bun, și de aici mă duc frumos la Supers și mi-au buletul, Coștinii. Bă, dar nu avem voie la Supers. Nu, 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 era de la Super cealaltă. Hai, mă, mă lași. Ia, vezi aici. Cumva 2-2? Hai, sigur, ești, sigur. Ești. Am dat la roată pentru tine, Coștinii, repede zi ce pică. Ochii. Bun, s-a picat pe Coștinii și mie să-mi pice A cumva ca să iau header-ul. Chiar da. Ha! Nu pot să cred că chiar îmi pică ce cer. Uitați-vă cu ce începe, nu-i normal la cap, Coștinii. Dă-te, 3, uite, am de pe 2, 1 și... Bă, era asta în tine, bă, ce-i cu plecarea aia? Ce bă, ce-i normal? Am mașini ca lumea, am strategii, bă. Ce-i normal în jocul ăsta să pleci mai tare cu mașina aia, bă, decât cu asta? Bă, ia uite, nu mă pune frână. Nu, de data asta chiar n-am mai pus frână pentru că m-ai enervat, sincer. A, bine. Da, aici, sincer, nu știu să pun. Nu pun, mă, nici aici e frână, da, ce crezi? E un sfert de metru în fața mea și el să dă șmecher. Bă, eu nu văd că-s cu un sfert de metru, ce vrei să-ți fac? Așa. Bă, dar eu chiar o să pic mereu să mă lovesc de chestia asta. Bun, deci fac? Să nu uităm că eu am litera A și o să iau mașina asta, Coștinii, care se numește Alfa. Mamă, tu pe unde umbli? Pe hartă. M-am uitat în spate și nu te-am văzut deloc. Oh, nu mai văd, dar și eu mă uitam în spate pe tine și nu te vedeam și n-am comentat. Slăban, Coștinii! Da, mă, da. Bă, ăsta are formulă, nu-i normal la cap. Da, apropo, eu am avut litera D și acum am realizat că era o formulă la D și n-am luat-o, dar ai. Da, ești bun. Și parcă am pierdut proba cu D, nu mai țin minte. Știu, bravo, doar că momentan nu mai știu cât este scorul, Coștinii. Bă, cumva 2-2, ceva de genul. Nici, bă, am la Sport Classic un Ardent. Ia să vedem ce are, ce are, ce are. Ce am luat. Nu știe ce-o luat. Am luat ceva random. Mamă, luat-o pe arablă. Mamă, sper să fie cu P. A, bă, da, din greșeală am luat din, de la R. Mai contează? A, din moment ce am câștigat, Coștinii, ce mai contează ce ai făcut? Asta e viața, deci o și trișat și tot o pierdut, bă, ca să ne înțelegem. Bă, trișat că ți-am zis. Asta e viața, scorul este de 14-2. Dau pentru tine ca să fii mulțumit, mă, să vedem. S, mamă, deci dacă nici cu litera asta nu câștigi, cu nimic nu mai câștigi. Și scorul după calculele mele, cred că e 3-2. Nu știu, acum să sperăm că nu m-am înșelat. Și mie mi-a picat oficial cea mai rea literă dintre toate. Din păcate am doar două mașini la litera U, Coștinii, așa că 3, 2, 1 și... Bă, mașina neinscripționată, ce faci, trage pe dreapta? Bă, chiar că sunt un cârnățar. Pe cum adică pe jos, că tu nu ești pe jos. Da, mă duc pe jos, dar să-ți dau o minință așa. Lasă că o să vin și eu pe jos.
Dacă tot zice Coștinie de cârnățare, apropo, da și voi un subscribe la canalul din descriere, unde eu și Coștinie postăm episoade zilnice, sigur că da. Bun. Să merg pe jos. Ba, am făcut rost acum de a doua mașină și ce să vezi, cam atât. Mamă, nu mai am altceva. Bă. Deci bă, iar, mă uit în spate, cum, și nu știu dacă ai terminat prima bucată de hartă, gen. Bă, deci sincer, astea au fost singurele categorii în care nu am avut 3 mașini, U și X. În rest, nu cred că mai slab. E. Că ești slab, bă, zic, ești cum. Slab sau nu ești slab? Nu, nu slab, am ghinion mult. Bă, recunoaște că ești slab și te iert. Bine, mă, da, și slab, dar am și ghinion, na. Așa, recunoaște. Dar tu și ești și mai slab și în schimb tu ai noroc, ce să mai zic. Fii atent ce fac. El își ia mașina, ai zis că mă bați pe jos. Fii atent ce fac. De ce ești câine? Ai zis că mă bați pe jos. Fii atent ce fac. Fă cursă pe bune. Las mașina aici și mă duc pe jos. A, deci eu practic eram aici, deci nu mai am nicio șansă. Deci, practic am ajuns aici, las mașina. Ce faci? Ce faci acum? Ce fac? Ia să vedem ce fac. Bă, ce faci? Ce faci? Sunt în fața ta. Mamă, păi stai că mi-am din nou mașina. A, păi stai să urci, stai să urci eu, stai să urci eu. Hai că stau să te urci dacă e, că după ce ai trecut tu primul cu partea ta de mașină. Așteaptă-mă și pe mine, că oricum te-am bătut, uite. Hai că ai bătut ceva, da mă, 3-3. 3-3 că am avut ghinion de cele mai rele litere. Dar ce te face să crezi că am ghinion și acum, mă? Ia să vedem. Bă, nu pot să zic că e foarte bun. A, nu, că am zis că e pentru mine, ce să mai. Bun. Mi-a picat capa și ție sper să spice. Au fost A deja. N-a bă, fi... i-a picat B. Z. Hai că nu-i rău. Krieger versus Zentorno în 3, 2, 1 și... Nicio șansă n-ai, bă. Bă, tu, nicio șansă. Tu nu știi ce înseamnă. Nu știi ce înseamnă Krieger. Bă, da, apropo. Bă, că suntem cam la fel, gen. Bă, suntem la fel, dar nu prea, că sunt fața ta, nu știu cum să-ți zic. Da, un centimetru, gen. Bă, un centimetru contează în joaca asta. Bă, nu chiar. Și apropo, să se înțeleagă. Contează foarte mult ce literă ai, pentru că, de exemplu, litera A o alegi super ușor. În schimb, la litera K, cum îți eu acum... bravo, bine că ai mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Uite-te ce fac. Așa? Și eu, uite-te ce și fac și tu. Când am fost la... Doamne, ferește. Sau... Adică ce ți-am făcut eu? Eu când am fost la litera L... Ia, da, într-adevăr. Deci când ai o literă care e fix pe la mijlocul alfabetului, se alege mult mai greu. Da, bă, da, ce mă, bine acolo, mă. Că ești cam slab. Eu slab, pe tu, bă! Bă, hai, acum ce facem, zi? Păi trebuie să reluăm de la a doua, de la al doilea checkpoint, practic. Păi, vezi că eu eram în față, nu știu. Ai pus frână, brusc, ce era să fac? Vino mai aici, ce faci? Păi eu eram în față, cum adică? A, da, într-adevăr, într-adevăr. Hai mă, dă-i, 3, 2, 1 și... Haide. Da, uite, suntem exact la fel. De ce iei mereu slow ăla și nu le viți? Eu nu înțeleg. Uite-te ce viteză o prins acum. Cine l-a pus deci acolo? Dacă iară iei vreun slow, intru iar în tine. Atâta ți-am zis. Mamă, deci problema, nu mai problema e că ultima mașină se alege foarte greu. Așa, și? Pentru că trebuie să merg o grămadă. Bă, da, la mine se alege foarte ușor, că e ultima. Da, bă, la tine e Z. Bușic, nu contează dacă n-ai pățit nimic, cârnatule. Doamne, bun, acum eu trebuie să mergem aici. Hai, eu trebuie să mergem, am zis-o. Hai, că eu unde-i, bă, capa? Uite, 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 hai, uite, uite, uite. Dacă e. Hai, bă, pleacă! Unde mai fii, mă, cu junghiola, bă? Jur că țin W apăsat la maxim și am impresia că nu accelerează. Cum poți să apeși W la maxim, că nu înțeleg. Păi nu înțelegi, eu am tastatură de aia și șmecheră. Mă, ce slab e, bă! Deci nu, uite-te cu ce mașină mă bătu, n-ai cum, bă. Deci, aparent, litera Z a fost una dintre cele mai bune, că doar fiți antenă, faci așa, intri la o categorie și dai sus. Și am luat direct cu Z. Bă, nu o discutăm așa. Litera H. H? Bă, nu pot să cred. La un milimetru de H a fost, dar ți-a picat W. Și acum îmi pică mie H, fii antenă. Bine, sper să nu-mi pice. Și îmi pică V. Mama, asta chiar e literă bună, bine, mă. Și-o lua camionul, e normal la K, bă. 3, 2, 1 și... Mamă, ce plecare camionul am! Te cam bate, nu știu cum să zic. Zici tu? Mamă, că suntem la egalitate. La care bară? Că tu nici n-ai bară. Îl distrug cu camionul. Te-am întrecut, slăbane. Ai supercar. Bă, nu-i chiar, nu-i de la categoria super, să ne înțelegem. A, da, dar pe bune, totuși, dă-o acolo pe de treabă. Pe bune, totuși, că ta e tunata, mi-ar, mea nu-i tunată. Mi-ar fi rușit, a, da, da, dacă el se joacă cu mașini netunate, bă, gen. Da, normal, și vede, nu? Da, în sfârșit am sărit și-o bine odată în viață. Ia vezi. Și vezi că am din nou o mașină sport. Tu ce ai, mă, Rolls Royce? Bă, da, că ar porni, așa avea, da. A, ok. Nu! Nu, mă, nu, 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 prima oară când iau slow ăla. Bravo, m-am grăbit, m-am grăbit, dar oricum îl bat. A, eu uite, bă, eu nu l-am luat. Vreau să asiști neapărat la ultima mașină. A, nu mă interesează. Pentru că am păstrat-o pe cea mai bună, dar ce credeai? Și ajungem frumos aici, facem așa, facem așa. Și ajungem la asta și facem așa.
Ia vezi coștinii! Nu te așteptai să am mașina lui Batman! Nu contează că deja te-am bătut. Deci până ieri și-o ales mașina, eu deja l-am bătut. Am dat pentru mine, mă, pentru mine în sfârșit, așa, pentru prima oară în viață și îmi pică J. Băi, o literă bună, că-s mașini bune, numai că e pe la mijlocul alfabetului și nu prea îmi place că e greu de ales. Dar la Coștini o să-i pice H, că vrei el H. Nu mai vreau H. Sau, de fapt, îți pică R. Avem două mașini extrem de asemănătoare, a lui electrică, a mea nu e electrică. Așa că o să te bat. În 3, 2, 1 și... Pa. L-am bătut de la muscat, despre ce vorbim? Aha, ia uite, bă, aparent se cam duce. Bă. Se cam duce, bă! Bă, mă bate cam tare, bă, nu știu dacă să, să renunț sau întrec. Nu la cursă. O să-l întrec, o să-l întrec acum. Bă, sincer, cred că o să mă întreci că eu nu iau bustul. Hop, așa! Mai erai și pe mijloc. Bustul, mă. Zii mersi că te-am ocolit, că puteam să te fac praf și pulvere, Coștini. Zii mersi că am fost de treabă și mi-au luat mașină prea puternică. Zii mersi că am sărit fix în tunel. Așa, bă, și despre ce vorbim? Acum am jubile, Coștini. Parte, ce mă faci, mă, în spatele meu acolo? Eu nu știu cum ție-ți pornește mașina mereu. Păi, dar eu nu las să se oprească. Păi și cum ai mereu pornită? N-am nicio idee, pur și simplu. Ha! Mine lasă că ai avut și tu suficient noroc, ia lasă-mă în pace. Da, mă, dar suficient, că de fiecare la fiecare rundă ai așa. Știi care e problema? Nu mai știu la ce mașină m-am gândit la a treia. A, ba nu, ba nu, ba nu, acum mi-am adus aminte, bun. Mamă, la limită, pentru că trebuie să ieșim de aici, să intrăm aici. Și avem această mașină elegantă. Bă, dar mă ia apa pe mine. Te ia apa? Mamă, mașină cu arme care de fapt n-are arme. Nu! 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 Bă, ești, bă, că m-am lovit nu de aia! Nu cred! Nu cred! Bă, dar nu-i corect, bă, frate, că te întreceam. Păi și ce-i vina mea că te-ai lovit? Păi n-am vrut să mă bag în tine! Ghinion! A, mamă, da, mă, deci, bravo, deci ghinion! Deci cum a fost te, asta, te bă? Te băteam! Bă, te-am bătut prea ușor! Ce să mai fac, bă, Coștini, bă? De ce nu mai discut? Deci n-ai cum, bă, frate, să mă bați, pentru că eu te băteam și m-am lovit de asta. Mă băteai, dar nu m-ai bătut, Coștini. Păi bravo, mă, data viitoare prefer să dau un tine, să te arunc după păi da, că după aia mă împingeai și mi-era și mai bine. A, da, mă, asta e viața, asta e. Nu, chiar nu e. Fii antenă, Coștini, pentru că-s foarte de treabă. M-am uitat pe filmare și, într-adevăr, dacă nu te-ai fi lovit, m-ai fi bătut. Dar ce să vezi tu, de fapt, te-ai lovit. Așa că cel mai bine ca să fim amândoi împăcați, mamă, mai bine nu ia nimeni punctul și eu zic că e decent. Și între timp vreau să-mi spui pentru cine am dat la roată, pentru că am dat. Pentru tine, mă. Bine, mă, că. Bine, că chiar la începutul alfabetului asta e, cred că, cea mai ușoară dintre astea care au mai rămas. Și ție să-ți pice M, te rog, M, că le-ai fix pe la mijloc. M de la maimuț. Bă, ți-o picat N, care e cam același lucru. Sper că ești gata, că eu m-am născut gata, Coștini. 3, 2, 1 și... El și-a luat Nero custom, mă. Măi, bă, custom sau nu e custom? Bă, e cam custom, vrei să te mint? Vrei să te mint că am lăsat mașina mai slăbuță aici la început? Vezi că deja nu că ești pe mijloc, deja ești pe dreapta. Bă, și ce? Cineva că dreapta e a ta și stânga uite-te și, pe dacă pe acolo plecăm, nu cam așa e logic. Lasă că vezi tu ce mașini mi-au eu acum. Stai ce să vezi. El are, el are bine, mașini, am picat bine, am picat bine. Are bani frumos, de elegant. Am luat cu C, Coștini. Mamă, am luat cu, nu știu ce am luat, am luat. Deja nu mai știu ce literă. A, tu ai N. Atât de repede te-ai pregătit pentru N, mă. Mamă, vezi că e bună. Cu, e bună, dar e bună și asta, Coștini. Ia curbele mea dacă e. Aha, era să cadă în apă dacă e. Bravo. Mamă, 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 se duce prea repede. De ce să fie, mă, problema aici? Uite că așa pentru că piști tu strâmb din nou. Bun, ne mișcăm repede, ne mișcăm repede și am zis C. Bun, asta e cu C, Coștini. Bravo. Bine, m-am lăsat electrica la final, Coștini. Da, mă, da, lasă electricele. Bă, mă respect sau nu? Sincer, nici măcar nu mai știu cât este scorul, dar chiar vreau să mă uit acum la scor, să văd cu cât te bat. Te las să alegi pentru cine dau, mă, hai pentru zi. Creeper. Zi, pentru Creeper. Adică pentru tine, bun. Perfect, s-a picat M, mie îmi pică H. Bă, tot cam pe acolo, din păcate, așa că da. Sincer să fiu cu tine, n-am prea avut opțiuni la H, dar luăm și noi ce putem. În 3, 2, 1 și... Bă, am început cu una bunicică, dar următoarele două, sincer, bă, o să fie e mediocre. Lumea, bă, ta, e da, ia uite ce ca lume. Abia urcă. Aproape, aproape că urci. Îți bați joc de bătaie de bat, jocură cumva urci sau mi se pare? Urci sau mă duc singur? Nu, eu acum cu bord. Nu știu despre tine. Eu nu te aștept. Hai că mă aștept dacă e... Te-aș fi așteptat dacă m-ai fi rugat frumos. Am sărit, dar... că peste tine, Coștini. Dar tu nu prea... Mamă, nu de prea nu pic pe tub. O să pic pe tub. Bă, da, am picat pe tub. Și vezi că am picat bine. Bun, elegant, acum am pregătit... Ai picat bine dacă e... Bă, m-am întors un pic, dar din cauza mea, că eram preocupat cu altele. Da, mă, da. Momentan iar avem un hot knife. Mașina fără motor pornit, o mașină foarte slabă de altfel. Ok, nicio problemă.
La ultima mașină mi-e frică că trebuie să merg un pic să o caut și pierd o grămadă de timp și nu e nici mașină foarte bună. Eu nici nu mai știu la ce categorie era. Bă, eu doar bănuiesc, nici eu nu știu 100%. Sper că mi-amintesc ce voiam să iau, bă. Că acum e greu să ții minte câte trei mașini la fiecare cursă. Bun, cred că la off-road era. Ia să vedem unde e H. Uite. Nu, că are mașină rapidă. Hai că am dacă e. A, ok, ce faci cu știne? Acum. A, tu abia acum ai schimbat-o. Eu credeam că aia e mașina. Mamă, eu am Helionul Coștinii. Bă, nu știu cum să zic, dar oficial este 6-4 pentru mine și mai avem doar 2 runde. Deci ai șansă de egal sau să pierzi ca erou. Fii antenă pentru că sunt foarte de treabă. Mai avem literele I, G și T. Te las să alegi și pentru tine și pentru mine. Da? Da, alege, zi ce vrei. Pentru mine G. Așa. Și pentru tine T. Bine, hai să dăm la roată să vedem ce ar fi picat. Deci G și T. Exact I-ul a picat. Nici nu-mi bag capul, mă, Coștini. 3, 2, 1 și... Hai, bă, nu-mi bag capul, am zis. Uite-te cum mă duc cu asta. Hai, Torero XO Coștini. Mă cred la mine pe harta și la mine pe episod și pe canalul Cârnați în același timp. Bă, harta, da, da, așa e harta făcută de mine. Nu contează cine a făcut harta, contează că te de bat. De ce mi-e harta și te joci după ea? Aparent nu s-ar prea tare. Stai așa că vreau să o schimb rapid și să-ți povestesc după aia scheme. Bun, o să o iau pe asta Tropos sau cum se numește. Vezi că chiar mă gândeam să-ți fur o hartă, că am găsit o hartă de-a ta la mine în PC. Și mă gândeam, bă, ia să o filmez și sau să nu o filmez. Bă, ia da. Ieși-mă de aici. Te-am iertat că-s de treabă, să zicem. Bun, și acum am pregătit pentru finală, dar nu mai știu, aici era? Eu nu mai știu ce literă aveam. Nu mai știu la ce categorie, aici. Unde ești? Eu cred că G aveam. Da, tu aveai G. Mama, până am ales eu mașina, mă puteai întrece liniștit. Coștine, am Toreadorul. Una e Toreadorul. Nu mai contează că deja am terminat. Ha! Da, deci oficial e 7-4. Și dacă tot ne-a mai rămas doar litera I, o să folosim amândoi aceeași literă pentru ultima rundă. Așa că 3, 2, 1 și... Băi, eu zic că ai făcut cea mai rea decizie, că eu luat rabla aia. Uită-te și tu. Ce mașină ai tu, mă? Bă, eu am mașina cu I. Tu ce mașină ai? Ce mașină cu I ai? Ignus se numește, Coștini. Hai, că știi tu cum se numește. Ce să faci cu Italia aia sau cum se numește? Vai de capul tău! Întrec aproape. Vai de capul tău, am zis, bă, chiar mă întrece. Mamă. Ok. Mamă, chiar nu întrec. O să pic nașpa și tu o să pici bine, fii antenă. Pic exact pe exact pe ăla. Da, din păcate te cam bat cu... Sunt răsturnat în continuare. În momentul ăsta eu sunt că răsturnat. Ok, nicio problemă, atunci mai recuperăm din timp. Bun, avem așa ceva. Din gaură, pandanine. Ce ai luat acum la a doua? Bă, nu știu. Ah, ok. Cum nu știi că acum o secundă ai luat-o? Nu știu, tot Italii ceva. A, și eu am luat tot Italia RSX, deci am luat, cred că, aceeași mașină. Deci mă copiază, mă. Foarte trist. M-am venit pe mine că-s primul. Mamă, păi nu mai am nicio șansă, bă. Știu. Nicio șansă. Cum am aterizat cu aia, bă? Mă bătu cu rabla, mă, frate. Bun, și aici aveam mașina asta. Bine, să mai, că era de 3 puncte, parcă, nu? Iar am luat aceeași mașină, mă. Bă, iar sunt mai bun? Care iar? Că practic e scorul 7-5. Da, dar recunoști că ai avut la început o mașină mult mai bună. Și... Ai, că ai vrut să vă... Am vrut, n-o să te mint. Și după aia ai ales mașină la fel ca mine. Și eu am fost mai bun și te-am bătut cu o mașină. Lasă-mă în pace că am avut ghinion de 2 litere imposibile în care am mers pe jos. Deci te-am dat runda gratis. Și eu n-am mers pe jos, bă. Am mers pe jos alături de tine, bă. Bă, ți-am dat punctul gratis. Mamă, dar cât de faină e mașina asta, sincer. Și tot te-am bătut, așa că nu mai comenta, pentru că vă mulțumesc pentru vizionare și pa, pa!